tot pe terenul rea de PFL, la mai puțin de 100 de metri de waterpark, o altă groapă de gunoi ilegală, în care se vede cu claritate că sunt deșeuri aduse din cimitirele Craiovei, betoane de pe străzi, gunoi de orice fel nesortat, toate depozitate la grămadă, fără nicio protecție a pânzei freatice. Catastrofă ecologică care sigur se datorează integral primăriei Craiova, primarului general și conducerii regiilor de salubritate și rea de PFL. Așa ceva este inadmisibil și nimeni nu ia măsuri. Nu știu la ce plătim. Agenție de mediu, gardă de mediu, primărie, consiliul local și alte comitete și comiții inexistente, de fapt.